În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernici părinți, iubiți frați și surori împreună rugători, dau slavă preamilostivului Dumnezeu că m-a învrednicit să slujesc în aceste zile taina Sfântului Maslu și taina Sfintei Liturghii și alte slujbe în comunitățile noastre euharistice din partea de sud-vest a regatului Suediei. Ieri, la prăzunirea tăierii capului Sfântului Ambotezătorul, am slujit la Buros, astăzi, iată, am slujit la Göteborg, aseară am săvârșit taina Sfântului Maslu aici, am săvârșit taina Sfântului Maslu și la Buros și m-am bucurat nespus de mult că foarte mulți credincioși au venit pentru spovedanie și pentru călăuzire. Și alaltă seară și aseară, până la orele târzii, am stat împreună cu frații noștri și surorile noastre, fiindcă ne purtăm poverile unii altora pe această mare a străinătății. Iată, mare bucurie am avut că am îmbrăcat în Hristos și două fetițe în comunitatea noastră de la Göteborg, pe Iulia și Ecaterina. Am botezat și alți copilași zilele trecute și mă bucur nespus de mult și trăiesc profund binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos atunci când chema copiii și își punea mâinile pe creștetul lor, spunând: lăsați copiii să vină la mine, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. De fiecare dată, când îi binecuvântez, când îi strâng la piept, când îi împărtășesc cu trupul și sângele Domnului, simt că nu mai sunt pe pământ, simt că sunt în ceruri. De altfel, cu toții în Biserica Slavei stând, în ceruri ni se pare a fi. Așadar, ne bucurăm că îl avem alături pe Sfântul Ioan Botezătorul, prăznuit ieri. Iată, am ținut rânduiala și aici, departe de casă, ne-am adunat la liturghie, am postit, ne-am rugat, fiindcă Botezătorul și înainte mergătorul și prietenul Domnului a fost decapitat. Poate ne întrebăm neîncetat atunci când auzim că cel mai mare născut din femeie a fost decapitat. De ce oare s-a sfârșit Sfântul Ioan Botezătorul într-o temniță întunecoasă, decapitat? Din cauza capriciilor veninoase ale unei femei desfrânate? De ce oare și-a riscat Sfântul Ioan Botezătorul propria viață, când în aparență cauza era cumva pierdută și inutilă, anume aceea a îndreptării fără de legii morale săvârșite de Irod? De ce oare Sfântul Ioan Botezătorul și-a pus sufletul său pentru un rege slab, dominat de patim și de oameni stricați? De ce? Pentru dragostea lui. Așa cum am spus și ieri la prăznuire, Sfântul Ioan Botezătorul a fost cel mai mare dintre cei născuți din femeie, pentru că și dragostea lui a fost mare. De ce a fost mare dragostea lui? Fiindcă s-a gândit la mântuirea semenului său. El s-a gândit întotdeauna că și ceilalți, nu doar el, trebuie să se mântuiască. Acest gând trebuie să-l avem mereu și noi, fiindcă nu doar eu trebuie să mă mântuiesc, ci trebuie să se mântuiască și cel de lângă mine. Sfântul Ioan Botezătorul, iată, a iubit pentru că a mărturisit Evanghelia celui pe care l-a proclamat ca miel al lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. El l-a iubit pe Irod pentru că nu a răbdat să rămână neîndreptat înaintea lui Dumnezeu. Și cu toate că era întemnițat, era pus în cătușe și în lanțuri de fier, nu s-a resemnat când, ci de acolo din închisoare l-a mustrat pe Irod pentru nelegiuirea de a trăi cu soția fratelui său Filip, care era în viață, trăia în concubinaj cu Irodiada, care îl invidia și a găsit prilejul la acel banchet, după cum am auzit ieri în Evanghelia după Sfântul Marcu,
să îl ucide, să îl decapiteze. Iar capul lui Ioan a fost adus pe tipsie, fiindcă fiica Irodiadei Salomeia a dansat, iar Irod biat de vin s-a împătimit față de dansul Salomeii și a făgăduit că îi va da până la jumătate din împărăție. Fata nu a știut ce să ceară, iar mama i-a sfătuită să ceară pe tisie capul Sfântului Ioan Botezătorul. Ei, orice fără de lege, preiubiții mei, își cere tributul. Irod și Irodiada, împreună cu Salomeia, au fost osândiți în exil și acolo au trăit în mari lipsuri, până când pământul s-a deschis și a înghițit de vii. V-am citit și aseară la Taina Sfântului Maslu, mărturia Sfântului Nicolae Velimirovici, din prologele de la Ohrida, în care ni se spune cum Irodiada, fiind în surghiun împreună cu Salomeia, fiind în surghiun împreună cu Irod și Irodiada, a încercat să treacă râul înghețat din Spania, unde era în exil. Și acolo gheața s-a rupt și ea a rămas cu capul între ghețuri și, vrând să se salveze, dând din picioarele care cu nerușinare au dansat înaintea lui Irod, și cu patimă a cerut capul Botezătorului, dând din picioare cu putere, în cele din urmă, gheața i-a tăiat capul și trupul s-a cufundat în ape și doar capul ei a rămas deasupra și a fost adus pe tipsie mamei sale Irodiade, așa cum a fost adus odinioară capul Sfântului Ioan pe tipsie la banchetul din Sevastia Galilei. Așadar, prea iubiții mei, acesta este Sfântul Ioan Botezătorul. Nu este un profet uscat, nu este un sfânt cu înfățișarea aspră. Nu este doar cel care era foarte tăios și mustrător în cuvânt, ci el este prorocul cel plin de iubire față de semeni. Cel care nu a răbdat ca să-i lase pe cărturarii și fariseii în tăcerea lor lașă și complice, dându-se ca exemplu de mărturisire și mustrându-l pe Irod. Pe atunci Israelul era sub ocupație romană și fariseii și cărturarii și arhierii timpului nu și-au bătut capul cu mustrarea lui Irod. Ce mai conta o fără de lege în plus? Pe când paharul păcatelor era plin și se revărsa în vremuri de restriște pentru poporul lui Israel. Însă Sfântul Ioan Botezătorul nu a putut să tacă. Dacă ar fi tăcut Sfântul Ioan Botezătorul, pietrele ar fi strigat. Așa cum nu au putut să tacă nici sfinții prăznuiți astăzi, patriarhii Constantinopolului, Alexandru, Ioan Postitorul, Pavel cel Nou, Sfântul Ierar Varlaam al Moldovei, cu toții au mărturisit dreapta credință în vremuri de prigoan, în vremuri de restriște. Sfântul Ierar Varlaam, mitropolitul Moldovei, prăznuit astăzi, a tradus în românește și Cazania, sau Cartea de Învățătură, care s-a răspândit în toate ținuturile locuite de români. Eu sunt transilvanian, de la Poalele Țibleșului. Vreau să vă spun că în secolul al XVII-lea, Cazania Sfântului Varlaam a ajuns și în satele de la Poalele Țibleșului. Și oamenii cu mari eforturi o aduceau de peste munți, tocmai pentru a se împărtăși din cuvântul de învățătură, din tâlcuirea Sfintelor Evanghelii, din această carte românească. Îi cinstim și pe sfinții prăznuiți astăzi și luăm aminte la faptul că trebuie să îl dorim și să îl urmăm pe Hristos așa cum l-au urmat și ei. Iată, tânărul bogat, din Evanghelia care s-a citit astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, a venit înaintea Domnului și dorea să se desăvârșească, să împlinească poruncile, însă
El vedea relația cu Dumnezeu sub forma unui contract. El cerea un contract, cerea o tranzacție cu Dumnezeu. Mântuitorul Hristos i-a spus, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde-ți toate averile și urmează-mi mie. El era foarte legat de bunurile materiale? Nu! A răspuns chemării Mântuitorului Iisus Hristos, întristat, l-a părăsit și nu s-a făcut apostol. Domnul l-a chemat la apostolat, însă el era legat de bunurile acestea materiale. Deseori și noi dorim această relație cu Dumnezeu doar din interes, nu din iubire. Această relație nu funcționează sub forma unui contract. Relația cu Hristos este o relație vie. Trebuie ca să ne dăruim reciproc total unul altuia în relația adâncă și minunată cu Hristos. Nu putem să îl condiționăm pe Hristos. Nu îi putem să-i cerem clauze, nu putem să-i cerem privilegii, ci doar să ne dăruim așa cum El însuși s-a dăruit până la moartea pe cruce. El însuși și-a întins mâinile pe crucea răstignirii, îmbrățișându-ne. Nu ne-a cerut altceva decât iubire. Însă sunt atâția care îi întorc spatele, care îl iau în derâdere, și nu răspund chemării sale iubitoare. Refuză iubirea sa de părinte și frate. Așadar, prea iubiții mei, să-L urmăm pretutinde pe Mântuitorul Iisus Hristos, chiar atunci când este scos din cetate și când este ucis prin răstignire ca ultimul răufăcător. Trebuie să fim cu Hristos pretutinde. Din pruncie și până la crucea răstignirii, să fim cu El în grajd și la templu, să fim cu El în prigoană și în binecuvântare, să fim cu El în libertate și în exil, să fim cu El pretutindeni ca și El să fie împreună cu noi. Și dacă îl vom urma, Domnul ne va dărui pacea și bucuria sa de plină care nu se va lua de la noi. Așadar să-L urmăm și să ne dăruim integral Lui, ca și El să se dăruiască nouă și să-L putem primi cu mare bucurie din potirul vieții la fiecare liturghie, iar la final să spunem, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc. Într-o credință cea adevărată, neîncetat închinându-ne și aducându-i mulțumire, fiindcă El este bucuria sufletelor noastre. Amin.